Vă salut din nou. A venit momentul să vă arăt și noutățile Hot Wheel din acea avanpremieră din perioada iernii. Și cam astea sunt până la urmă noutățile. Dar înainte să încep cu acestea, aș mai menționa totuși că între timp am mai găsit alte două, însă. Și mă refer la acestea două. Probabil că multora o să le placă mașinile astea, însă mie sincer nu prea îmi plac. Adică dacă mă întrebați de ce le-am luat, păi le-am luat așa în goană, pur și simplu le-am găsit într-un coș și am selectat tot ce n-am avut inițial și bineînțeles respectă norma asta că au aceleași dimensiuni roțile, dar uitându-mă mai atent după ce am cumpărat, am văzut că nu mă atrage sincer detaliile și mă gândesc poate să revând mașinuța pe OLX. De asta am ținut numai să menționez că în perioada asta de iarnă, practic, pe lângă ce o să despachetez aici, am mai găsit și astea două. Deci vorbesc de un Volvo 850 Estate. Și mi-ar fi plăcut, sincer, să fie cu vopsea, fie cu axibilde, cum o să vedeți la unele dintre astea două, de exemplu, au detalii față-spate. Mi-ar fi plăcut dacă era modelul cu detalii față-spate, adică să văd stopuri vopsite și în față faruri vopsite sau cu axibilde, l-aș fi desfăcut, dar așa, nu știu, e un da sau nu la mine și din cauza asta nu am să-l desfac, însă am vrut doar să menționez că în perioada asta de iarnă, ca și noutăți, a apărut și acest Volvo. Și probabil că unora o să vă placă, deci am să vi-l arăt numai așa din blister, cu bază de culoare albă și vedeți coloritul ăsta lateral cu albastru, combinație de albastru deschis cu închis și un geam rabatabil, deci plastic, într-una cu parbrizul. La fel și în față se vede sigla Volvo și mă rog, pare așa parcă tematică de raliu cu carourile astea și cu cifra 14. Nu știu, deci ca și coloristică e ok, dar repet, aș fi preferat să aibă detalii față-spate, nu doar așa încrustate în metal. Și din cauza asta nu-l desfac, dar e o noutate și am să-l las aici. Și a doua, care am mai luat-o inițial, mi s-a părut atrăgătoare, dar nu știu, ceva mă împinge să nu desfac mașina, chiar dacă e o mașină clasică americană. Deci are denumirea 8 Crate. Nu știu dacă vedem și mai multe detalii, nu tot 8 crate, scrie și pe bază. Deci prima apariție 2002, deci e o mașină mai veche, plus că e argintiu ăsta, deci metalizat, textură din asta nisipoasă, deci vopsea metalizată, de fapt la gri nu cred că este o altă variantă. Arată bine așa mașina, dar mi se pare pe de o parte prea mare. Și am cam renunțat să iau mașinile astea mari. Nu știu dacă ați observat, sunt unele pickup truck-uri în seturi de 5 imense, adică pur și simplu atât, sunt atât de mari și vă spun sincer, sunt mult mai mari decât pickup truck-urile care le am eu și le colecționez. Când o să le pun în dulap, o să vă arăt din nou. Și o să vedeți comparativ cu asta, celelalte sunt mult mai mici, deci asta pare imensă mașina. Ca și dimensiune seamănă cu cele de la Auto World sau Greenlight. Știți că
alea în general arată, mai ales AutoWorld-ul, se laudă că are la 1.64 real. Probabil că asta chiar respectă la 1.64. Vedeți și detalii în față, tot așa doar încrustate în metal. Și la fel și în spate stopurile, un loc de număr de matriculare. Și sus, nu știu, se vede motorul. Plus e plasticul ăla chicios în interior. Nu știu, deci repet, am luat așa mai mult din inerție, din instinct, că e ceva nou, dar sincer nu-mi place și la fel o păstrez nedesfăcută ca să am șanse mai mari la vânzare. Pe OLX în special. Deci cam asta e mașina asta clasică. Nu știu, posibil să fie un Cadillac. Știu că seamănă cu Cadillac-ul, cam din anii 50. Nu sunt sigur, dar aici, după cum vedeți, are o altă denumire și face parte din Road Squad, din seria asta. Acum, la fel, probabil că unora o să le placă, altora nu. Deci, astea două le-am mai găsit în perioada asta cu avantpremierele. Cred că am menționat la un moment dat că aș fi vrut să găsesc un pickup truck, nu știu, Silverado sau, mă rog, ceva Chevrolet din 83. Nu l-am mai găsit, așa că rămân doar cu astea 5 care o să le desfac. Și acum să trecem la prima mașină care mie îmi place cel mai mult dintre toate astea. Deci vorbim de o mașină clasică americană, un Ford Mustang Convertible din 1965. Cam anii 60 mi se par cei mai reușiți când vine vorba de mașini clasice americane. Foarte multe îmi plac din anii 60. Plus are culoarea asta care, din câte văd, e nemetalizată, dar aici nu o să mai stau să vă arăt din blister, deci vă arăt în afară. Vedeți că e o culoare foarte strălucitoare, lucioasă, așa în lumină, un albastru deschis frumos. Baza asta e iarăși în stil crom. Mai chicios, dar știți că ăsta se modelează mai ușor față de metal. Și vedeți, aici apar totuși niște detalii, deci au putut să vopsească farurile astea, cred că de ceață, plus număr de matriculare. Deci e o combinație oarecum, deși aici farurile superioare sunt doar încrustate în metal, la fel și în spate stopurile. Fiind decapotabilă, deci se poate vedea clar în interior. Asta cât de cât e un plastic mai plăcut ochiului, care îmi place. Jantele astea tip disc mai noi, astea le-am văzut cred că prima dată în 2018 și 2019 au început să continue cu ele. Un da și nu pentru ele, adică nu pot să zic că îmi plac în mod deosebit, dar tipul disc la jante arată bine pe mașini clasice, zic eu. Deci cam ăsta ar fi. Și aici scrie, cred că, da, Mustang Convertible din 1965. Deci o privire din față. Lateral, spate și din nou lateral și privire și de sus. Arată bine, deci mie îmi place mult mașina asta. O privire și pe blister, cam cum arată. E interesant că și aici are tipul ăla de jante, ca și în realitate la machetă. Deci partea de jos pot să zic că seamănă destul de bine, partea de sus mai greu. Nu se distinge așa de bine căluțul.
și dacă le-ar fi vopsit cu argintiu, dacă tot e argintiu acolo, arăta bine. Asta e, merge mai departe și asta mi s-a părut așa o mașină. Mai mult m-a atras ca și noutate. Chrysler, în general, e o marcă americană așa interesantă care scoate niște modele interesante și mi-a plăcut și stilul ăsta de jantă, chiar dacă e cu contur cromat, vedeți că înăuntru are și partea aia de stea, tot cromat, arată bine. Și am să-l desfac și pe ăsta, adică îmi place mașina, dar după cum se vede nu are detalii față spate cum aș prefera eu. Are aici două roți de rezervă, se văd niște stopuri încrustate numai. Deci ăsta merge pe detalii laterale. Vopsea metalizată, un roșu aprins. E interesantă mașina. Probabil că în realitate arată mult mai bine. Aici cât de cât mai bine realizat pe blister. Baja Blazers, seria. Deci Chrysler Pacifica. Sau Pacifica în limbaj românesc. Dar arată bine ca și mașină, ca model de mașină, dar păcat că nu are detaliile astea. Și asta eram pe principiul ăsta să-l iau, să nu-l iau, nu știu, e pur și simplu o noutate, n-am mai văzut-o la alte branduri. Probabil că aș fi preferat mai mult la Matchbox să fie. Asta e stilul ăla de mașină de Matchbox. Și aici Chrysler Pacifica. Aici, nu știu, cred că sunt niște faruri, tip când mergi în safari, mai multe lumini, să aibă o rază mare de luminozitate, nu știu care e rolul ei la mașină. Vedeți și un panou aici, nu știu dacă are rol de solar sau pur și simplu e un geam rabatabil mare. Eu cred că e un geam rabatabil, pur și simplu nu are treabă cu cum ar fi la Tesla cu rol de panou solar. Aici se văd niște defecte, după cum vedeți. Ceva tipic la Hot Wheels care nu mă mai miră. Și din nou trebuie să-l scap pe jos. Nimic nou. Observ aici și două perechi de țevi de șapament încrustate în bază. Deci m-a atras mai mult modelul. În schimb, detaliile cam lasă de dorit. Și mașina asta nu-mi place că e flame, nu-mi place că e gri, dar totuși gri arată destul de fioroasă. Însă aș fi preferat orice altă culoare, poate negru, de exemplu, un negru nemetalizat. Custom 71 El Camino. Îmi place partea asta din spate, adică detaliile alea. Și din motivul ăsta am să-l desfac, deci probabil că dacă o să văd o a doua versiune o să o înlocuiesc. Moment în care, nu știu, sincer, aici aș fi vrut să mai aștept, dar poate că e genul ăla de o singură ediție, nu știu exact dacă o să-l mai văd în varianta asta, adică El Camino știu că este, adică am o variantă verzuie, parcă. În schimb, ideea asta de custom cu reactoarele astea, nu știu ce o fi vrut să însemne, dar mi se pare foarte foarte tare partea asta. Mă duce cu gândul la filmul Înapoi în viitor, Back to the Future,
cu mașina aia zburătoare, ca și cum ar fi o continuare, o altă variantă de mașina timpului, foarte tare, ca și model și cu detaliile astea. În schimb, nu-mi place că e stilul flame, plus vedeți că are roțile mai mari în spate, față de față, nu cu mult, dar se vede totuși că sunt mai mari. O privire și din față, din nou același plastic mai chicios care se poate modela, se vede grila de la radiator, farurile încrustate, bara de protecție în spate. Aici cred că e practic deschisă zona de trailer. E o ușiță deschisă. În rest se văd niște stopuri așa pe margine încrustate. Deci cam asta ar fi mașina. Îmi place și nu-mi place, după cum vă spuneam. Deci cam astea două sunt așa, da și nu, mai mult modelul mă atrage, dar nu-mi plac detaliile. Aici nu-mi place modelul, dar îmi plac detaliile, deci o să-l deschid. Deci cam așa arată pe blister, aici bineînțeles că arată mult mai bine. Plus că, din câte se vede, e o vopsea metalizată, un albastru mai închis. Apreciez că sunt roți egale, jante cu 10 spițe aurite. Și acum în spate vedeți vopsite stopurile. Semnalizare, frână, deci se văd destul de clar detaliate. Și aici o țeavă de șapament, loc pentru număr de matriculare, eleronul ăsta într-una cu caroseria, deci tot din metal. Aici aerisire de la motor, deci motor turbo bănuiesc. Și aici faruri cu axibilde, argintii, sigla Subaru. Aici e mult mai bine conturată grila din fața radiatorului, chiar și textura asta de la spoiler, vedeți ce clar se vede, deci detaliile la mașina asta îmi plac, semnalizatoare, sau cred că sunt totuși farurile de ceață, dar, repet, mașina asta nu pot să zic că îmi place modelul, adică puține mașini asiatice îmi plac cu adevărat, dar apreciez detaliile. Așa. Probabil că multora le place și mașina asta. Eu așa și așa, deci tot la aici la indecise. În schimb, mașina asta îmi place. Deci asta îmi place și modelul și îmi plac și detaliile. O să vedeți că are și în spate și în față. Nu foarte clare, dar le are. Și bineînțeles că trebuie să fie în fiecare videoclip un blister mai șugubăț, adică problematic. Deci vorbim de un Porsche 944 Turbo din 1989. Scrie asta și la bază. Porsche 944 Turbo din 89. Îmi plac și roțile egale, cromate cu 5 spițe, deci stilul ăsta de jante îmi place. În spate e un mic eleron într-una cu caroseria. Are și geamuri de jur împrejur. Stopuri. Chiar dacă e mașina roșie, totuși vedeți că s-au chinuit acolo să facă ceva cu vopsea diferită.
Normal că e și roșu în stop, dar e și argintiu și galbenul la semnalizare, deci se văd ceva. Plus că arată bine Porsche-le și cu culoare roșie, trebuie să recunosc. Dar dacă ar fi fost un albastru sau verde, mai ales albastru, s-ar fi văzut mult mai bine contrastul cu stopurile. Deci asta e discutabil. Probabil că o să iau și o variantă a doua. Și acum din față, stilul ăsta din anii 80, când se deschideau farurile, multe mașini erau pe stilul ăla rabatabile, deci se deschide așa. Plus niște faruri de ceață, cred. Arată bine mașina asta, deci asta chiar îmi place. Împreună cu asta, astea la alte sunt așa și așa. Poate că nu ar fi trebuit să le desfac efectiv pentru a le păstra în colecție, având în vedere că toate cumva aștept o variantă mai bună, astea două la vopsea. Astea nu-mi place nici atâta, deci din păcate se găsesc din ce în ce mai multe Hot Wheel-uri și din ce în ce mai puține Matchbox-uri și asta mă cam doare. Pentru că eu iau cam orice de la Matchbox, nu orice de la Hot Wheel. Și, cum spuneam, cam astea două îmi plac. Așa că, efectiv, aș vrea să le iau și o să le pun în dulap. Deci, vedeți, aici e, să zic așa, raftul cu pickup truck-ul și o să pun prima dată mașina asta pe raftul cu clasice, după cum vedeți aici e raftul de mașini clasice americane. Și aici sunt cele europene și asiatice. Destul de îngrămădici aici, am să-l pun aici. Și acum, pentru că am zis că vreau să fac o comparație, puteți să vedeți, de exemplu, ăsta e El Camino, o variantă mai simplă, nu custom, și vedeți ce mare e în comparație. Și am să mă duc aici la raftul cu Greenlight și Auto World. M2 și Johnny Lightning, deci cele patru branduri americane cu mașini americane. Și vedeți că am aici Cadillac-ul ăsta și practic e aproximativ, încă mi se pare mult mai mare și decât varianta asta. Nu știu ce să zic, dar e mare ca și dimensiune și chestia asta mă deranjează, sincer, la Hot Wheels, adică nu vreau așa de mari. Bun, ăsta să-l iau și să-l pun aici, la truck-uri, tot lângă El Camino. Și ăsta e El Camino, de fapt. Da, ați văzut live din nou o trânteală. Ăsta atunci să-l pun aici, că e o mașină asiatică, sper să-mi capă undeva. Da, am reușit să-l recuperez, deci vroiam doar să vă arăt. Vorbim de un Ford Ranchero și ăsta seamănă foarte mult cu El Camino, cred că ăsta e El Camino de fapt. Da, ăsta e El Camino din 68, dacă nu mă înșel. Deci ăsta e El Camino, vedeți că ăsta arată mult mai bine. Și așa ceva mă aștept să găsesc și la ăsta, dar până voi găsi varianta aia, o prefer să o aștept, să o păstrez pe asta.
Dar cu siguranță, în momentul în care voi avea un înlocuitor, voi ceda mașina asta undeva cuiva. Și a mai rămas Pacifica, care fiind o mașină americană, nu știu dacă are rost să o pun tot aici, la Jeep-uri cumva. Deci cam astea au fost noutățile din iarna 2019-2020, să zic așa, de la Hot Wheels, care cât de cât mi-au plăcut, dar probabil că dacă ați fi fost în locul meu, ați fi luat mult mai multe. Eu am luat doar cam ce m-a atras pe mine și în același timp e și o noutate. Deci a fost Custom El Camino, ăsta îmi place cel mai mult și aici era acel Porsche, vedeți acum, aici multe mașini asiatice și europene, plus aici am pus și Tesla, iar rândul ăsta din față de cele două v-am zis că astea le-aș păstra ca și detalii de la Hot Wheels. În rest, probabil că aș renunța dacă ar fi să aleg, să renunț la Hot Wheels-uri. Deci cam asta e. Pentru astăzi vă doresc toate cele bune și la fel ca întotdeauna pentru orice alte informații, nelămuriri, vă stau la dispoziție cu mare plăcere. Numai bine!